După ce am făcut o plimbare de neuitat cu mocănița, cu țulca, am ajuns la ultimul obiectiv pe ziua de azi, și anume Mănăstirea Moldovița. Bravo. Mănăstirea Moldovița, care a fost ctitorită în anul 1532 de către Petru Rareș, da, fiul lui Ștefan cel Mare, și are ca hram Buna Vestire, da, sărbătoare care a fost sărbătoarea de ieri. Ieri, exact. Ieri a fost hramul acestei mănăstiri. Și ca o paralelă, dacă la humor predomina valoarea roșie de humor unică în lume, la Voroneț albastru, la mănăstirea Sucevița de ieri, am uitat să vă zic, predomina un verde turcoaz. Înăuntru n-am putut să filmez, nu mi-a dat voie, așa că nu am filmat, dar vă spun, predomina un verde de turcoaz, iar aici predomina un galben auriu. Astăzi este incomparabilă o vreme, cea mai frumoasă vreme de până acum, de când suntem aici în Bucovina. În afară de mănăstirea Putna, toate mănăstirile care vi le-am arătat sunt mănăstiri de maici, iar la mănăstirea Putna sunt călugări. Dăm un tur al mănăstirii. Așa cum ne-am obișnuit, ziduri foarte înalte și groase, semn că era și pe post de fortificație, la turnul de apărare, în fiecare colț al mănăstirii, și aici și acolo. Iar în partea dreaptă aveți, este un altar de vară unde se țin slujbe de vară. Mergem mai departe. Aici o statuie a lui Petru Rareș, titorul acestei mănăstiri, fiul lui Ștefan cel Mare. Toți pereții sunt tapetați în ghilimele cu iederă. Se poate observa această iederă care ascunde toată piatra cu care s-a construit acest zid. Acesta este, suntem într-unul din turnurile de observare și apărare. În spate este un cimitir. Și de aici se putea observa foarte bine, dacă veneau inamici, să o cucerească. E o liniște desăvârșită, se aud păsărelele, extraordinar. E un loc de meditație, de regăsire cu Dumnezeu și de rugăciune, în primul rând.